Bine v-am regăsit, prieteni! Astăzi voi juca Stumble Guys de pe telefon. Din păcate nu este pe tot ecranul, dar am pus eu repede ceva acolo să nu fie băr negre. Și mă cheamă player PPLWGZ3M. Ok, o să ne schimbăm și numele imediat. O să și cumpărăm ceva oferte. Văd că am ofertă de 10 lei aici. Am și skinul ăsta Mr. Stumblebot gratuit. Când vine vorba de skinuri, cred că n-am nimic. Am doar 3 comune. Mai am și un uncommon și o rară, deci putem prinde o grămadă de skinuri. Vreau să văd și eu cum este să te joci de pe telefon, dacă reușesc să iau vreo coroană. Am 4 coroane, am mai jucat eu acum ceva timp și faza este că nu mă pot conecta cu progresul de pe Steam, de pe calculator, pe telefon. Deci, na, aici avem și oferte mai ieftine. Avem oferta asta cu 10 lei, o cumpărăm imediat și trecem la treabă. Dar știi ce? Până una alta, hai mă să luăm și noi un free skin! Yeah, barbașane! Aveți și Instagramul meu acolo dacă vreți cumva. Și dăm echip, bla bla bla. Hai să cumpărăm oferta asta blană de 10 lei. Apropo, dacă vă place foarte mult, promit că mai facem episoade doar să fie susținere și o să mai vedeți și episoade de pe telefon. Pușăm pe ambele conturi pentru că oricum momentan nu prea avem content pe PC. Ia vedeți, prieteni, ați finalizat achiziția voastră. Uuu, frumos, nu mai contează nimic. Mai avem o ofertă de 50 de lei, dar pentru asta vreau foarte multe like-uri, prieteni. Să strângem acolo 5000 de like-uri la acest episod și mai facem like-ul blană. Ok, avem și niște free spin-uri, de ce să nu le folosim dacă tot? Am și bara aia acolo, nu știu de ce nu dispare ea, dar nu contează. Ia, ia! Bă, mă simt așa ca la începuturi. Era tare să fi prins skin-ul ăla rar acolo, ok. Ba, mai dăm încă un free spin și... Îs curios cum mă voi descurca la ceva meciuri acolo și a prieteni. Haide și avem un token. A, ba nu avem skin-ul comun, vezi că e skin nou. Dacă e skin nou, e binevenit, Doamne ajută. Bă, ce? Te poți uita la reclame? Ok, aia e destul de tare. Și ai free spin-uri. Bun. Cred că ar trebui să-mi cumpăr eu Stumble Peso, nu? Da, pentru început ar trebui să achiziționăm Stumble Peso și să băgăm noi o grămadă de gemuri. Dacă trebuie eu să mai cumpăr ceva gemuri, să putem face rost de tot Stumble Peso ăsta. Eu zic că chiar merită, prieteni. Ba, mai luăm astea 50 și astea 50 și uite așa mergem noi cu Stumble Peso. Sper să ajungem până la final, Doamne ajută. Bam, bam, mai avem încă 85 doar, dar nu-i problemă pentru că la limită mai luăm 50. Ok, mai pot să dau încă 2 și da, trebuie să bag bani. Da, clar trebuie. O să cumpărăm oferta cu 10 lei. Ia vezi frumos, s-a achiziționat încă 250 de gemuri acolo în contul nostru, prieteni. Intrăm la Stumble Pass și mai dăm. Acum sigur îmi vor ajunge gemurile, fără probleme. Le ducem până la final urgent, pentru că o să am și emote. Și ce emote e aici, că nici nu mai știu. Mamă, intrarea prin alunecare, let's go. Ok, asta e destul de tare. Tot nu mi-ajung, mă, gemurile. Ia că mai dăm noi claim de aici, de aici, de aici. Doamne, iartă-mă că trebuie să fii bogătan aici. Mai dăm claim de aici, bam. Avem și emote-uri, avem toate nebuniile. Mai avem aici 50 de gemuri și o să avem și skin-uri legendare direct. Bă, tare, tare cu Stumble Pass-ul ăsta. Bum, vreau prima dată emote-ul, ok. Și acum hai să vedem, prieteni. Avem skin-ul, dă-i-mă cu claim-ul. Roata! Și l-avem pe cap de dovleac, yay! Îl echipăm că e cel mai fain momentan. După care mergem la final la Ichishia și dăm și la Dead Fred. Bine, mă! Ce-mi place să văd skin-urile acolo. Ok, și acum hai să facem în felul următor. Dăm claim la toate skin-urile. Să vedem ce ne-o pica. Ia, ia! Și... Epică! Epică din Common or Better? Îmi dă în Common, mă, șobolani. Ok, dăm un ok aici. Vreau Epic or Better. Ia, să începem de aici. Cred că doar unul este. Epic or Better. Poate ne pică mare legendară de aici. Și aia și... Mamă, specială cum ar fi. Cum ar fi?
Aș fi prea norocos. Bun, îl avem pe al nou. Cred că pe ăsta, ba, nu-l mai aveam. Ok, dă-l încoace. Mai avem animation, taunt-ul ăsta. Să luăm și toate stumble tokens. Am colectat chestiile așa mai neimportante și acum să vedem spinurile. Să sperăm că îmi pică și mie o legendară nouă astăzi. Hai să vedem și... Ok, ai, 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 ce aproape a fost. Îl avem pe magicianul, ok. Mai dai cu un rar orbiter, hai cu legendara. Dacă îmi pică legendară din rar orbiter, sunt șmecher rău de tort. Astăzi nu o să citesc numele voastre pentru noroc, sau de ce nu, măi? Ia stai să intru și să vă citesc eu numele voastre pentru a-mi oferi noroc. Și avem în felul următor Banana Minion, Floria Vram și Bucur Marian, trei nume pentru legendară. Dacă voi mi-aduceți, sunteți cei mai tari. Hai să vedem și... Ai, 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 mumia, mumia, mumia. Bine, mumia, bine, bine, îmi place. Ramses, ok. Bom, 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 hai, încă una. Măgureanu Gabriel, Rareș, Rareș și Teodora Chifa. Am citit iar trei abonați, dar se pare că nu mi-au adus legendara. Nu-i nimic, îl avem pe Rockeru. După care încă un rar orbiter. Îl avem pe Cristian 66, Denis 103 și Pet Sebi. Hai să vedem o legendară din partea voastră, prieteni. Dacă vă auziți numele, să puneți minutul și să scrieți. Mi-am auzit numele, nu știu, mamă, cum era Stumblestein. Ok, pe asta nu cred că o aveam. Pe streamer Sofia. Bun, mai avem un rar orbiter aici. Hai să vedem încă trei nume. Ștefis Channel, Ioan Bogdan, Boss Barosan. Ia, yeah. Legendara de la voi? Ăsta-i Dan cumva? Ăla era Dan? Mă, pe ăsta l-am. Nu-i nimic, că fac rost de Stumble Tokens. Let's go. Mai avem un rar orbiter. Este Gerufan, Bianca Dascălu și Alexandru Marius. O epică măcar din partea voastră? Nu, bă, nu. Este rară. Ok, și mai avem încă un rar orbiter cu numele voastre Octav Ungureanu, Cristian 77, Clara Matei. Hai! Hai, hai cu legendara sau epica, epica, e bună, epica, e bună, e bună, bună, bine mă, frumos din Jalău. Ok, nu mai deschidem acum, în episodul următor v-am zis, dacă sunt foarte multe like-uri, cumpărăm acest pack cu 50 de lei, să avem încă un free spin și să facem rost de o grămadă de stumble tokens și de nebunii, poate obține și specială în episodul următor. Acum vreau doar să mergem foarte rapid la emote-uri, să-mi pun eu emote-ul pe 3 să zicem. Animația o punem pe asta, de ce nu? Dar nu știu că i-am dat equip, nu i-am dat. Și la footstep o să punem putoarea. Sau bomboanele, hai cu bomboanele. Ok, dăm cu play și hai să vedem primul nostru match de astăzi. Sunt extrem, extrem de curios, prieteni, dacă reușesc să fac Elwinos. Hai să vedem. Dau tot ce pot, promit. Dar n-am mai jucat pe telefon de o grămadă de timp. Chiar sunt extrem de curios. Hai, cine pică? Și... sper să se miște bine. Mamă, Tilefall. Tilefall așa de început. Ok. Dacă mai este lag sau ceva, voi rezolva din episodul următor. Ba, am uitat să-mi schimb numele. Aolea, mă cheamă player. Woohoo! Ce-am făcut, bă, mamaie? Doamne, cât de diferit e să joci de pe telefon. Păi și... mamă, trebuie să o dau așa, bă, ca să-mi activez emote-ul. Păi de ce nu-i tot timpul pe ecran? Wow, wow, wow. Ok, asta e destul de ciudat. Mamă, păi până dau eu de aici emote-ul, am înnebunit, dar m-am calificat în prima rundă. Eu zic că e destul de bine. Puteam să nu mă calific. Să nu uităm că jucăm cu playeri. După aș vrea să-mi schimb și eu numele. Dar cred că îmi pun Nociv 2.0 sau cum să-mi pun? Nociv Fake 2? Care să fie numele meu? Vedem după meciul ăsta care o fi treaba. Ok, mă prinde un pic ideea asta să mă joc de pe telefon. Mai ales că după aia mă pot antrena de pe telefonul ăsta. Dar uite, chiar merită, mă, Stumble Pass-ul. Cu 10 lei ți-ai luat Stumble Pass-ul. E scos. Ia, ia, hai să vedem. No, ce-am făcut, mă, acolo? Ok. Nu, no, nu, no, nu, no, nu sunt în stare pe telefon. Ba da, sunt. Aveți încredere, prieteni.
Nu sunt. Am glumit, nu sunt în stare să mă calific. Ajutor! Bă, dar cum mă mut camera? Doamne, iartă-mă. Ok, se pare că n-am mai jucat de prea mult timp pe telefon. Nu. Bă, dar care erau șansele tot pe mine? E beleaua. Nu cred că mă calific. Sincer, acum vă înțeleg cum e de pe telefon. Hai. Bine, mă, m-am calificat. Stați un pic că trebuie să mă obișnuiesc să schimb eu camera, că dacă mă joc de pe calculator, se schimbă singură camera, știți ce zic? Adică, bine, din mouse schimb totul. Da, deci am fost cinstit și nu m-am mai jucat de 3 luni, cred că 2 luni pe telefon Stumble Guys. Chiar la început mi l-am luat pe telefon. Și, na, am zis să vedeți voi reacția mea pe bune când mă joc prima dată pe telefon, după o grămadă de timp. Ați văzut că am doar 4 coroane. Bun, deci așa trebuie să-mi pun eu imaginea. Dacă iau coroană din prima, prieteni, sunt prea zeu. Efectiv. Wow. No. Ok. Trebuie să mă învăț cu movement-ul, e cel mai important. No. Ok, bun. No. Ok, no. Aolo, mamaie! Cât a tryhard-ul. Ok. Mă, dar barbașanii ăștia joacă atât de bine? Ce se întâmplă cu ei? Eu sunt zeul pe botveș. No! Da, n-am putut să mă mai întorc. Ok. După milioane de încercări, am reușit să-mi pun Nociv 2.0 și probabil o să credeți că e imposibil pentru că era luat. Da, dar mă cheamă N0, că e V2.0, deci în loc de O-ul din Nociv, am pus un 0. Pentru că aparent chiar și Nociv fake, dar cu 0 în loc de O, îi luat. Așa că poate îl găsiți prin meciuri și o să credeți că sunt eu. Mamă, dacă de O pare acolo, zici că chiar e Nociv 2.0. Bun, că sincer m-am cam chinuit. Ok, hai să dăm noi și 3 spinuri epice, că cine știe cum ne pică nouă o specială, Doamne ajută. Chiar m-aș bucura enorm. Ia uite, era să fie legendara, prieteni, dar nu a fost să fie. Mai citim aici un nume. Grancia Andrei. Ia vezi, direct scheletul roșu de la Grancia Andrei. Mulțumim, Grancia Andrei, pentru noroc. Era fain două legendare, dar ne mulțumim și cu două epice și o legendară. Bun, hai să mai dăm un match și să jucăm și cu... Mamă, ce puține skin-uri am. Să jucăm și cu Cap de Dovleac. Da, încă durează un pic, v-am zis, până mă voi obișnui cu controlul, dar promit că dau tot ce pot să mă obișnuiesc. Bun, suntem pe Jungle Roll. Hai să vedem dacă pot să fac schema de pe telefon. Dacă pot să fac, sunt baștan. Ok, hai. Bă, ce m-am dus? Ia vezi, mă. Hai că am făcut-o, da? Bă, m-o dat de la început de tot. What? Mă, ce? Cum e posibil măcar? De ce m-o dat de la început de tot? Hai că am reușit și aici până la urma urmei. Da, cam greu. Cam greuț. Ai. Nu cred că mă calific. Sincer, nu cred că mă calific. Ok. Woohoo! Bine, mă! Până la urma urmei am reușit. Ia uite, boții. Ia, Pro King Lair! Ce facem, mă, Pro King Lair s-o califica, barbașianu? Mai este un singur loc. Da, va trebui să mă mai antrenez puțin în timpul liber. Și va fi mult, mult mai bine. Dar acum pot, de pe telefon. E mult mai diferit. Dar e tare. Senzație destul de șmecheră. Cred că ar trebui să-mi dau și luminositatea mai mare. Mult mai bine. Probabil pentru voi e exact la fel, dar la mine este mai luminos ecranul acum. Lost Temple. Hai, ne calificăm pe Lost Temple. Bun, concentrare maximă, prieteni. Și am plecat la drum. Ce frumos mi-am luat body block acolo.
Da, 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 nu știu nici să stau pe loc. Ce body block frumos, așa îmi place să vă... Doamne, bă, mi-e foarte greu să mă concentrez să rămân pe margine. Oh my god! Da, aparent sunt mult mai noob de pe telefon. Dar schemele tot le știu și reușesc să mă redresez, știi? Nu? Ok. Bun, frumos, hai mă că mă calific. Nu! Ebeleaua. Ok. Bun, frumos. Hai mă că ajungem și noi, ne calificăm. Yay! Calificarea! Și avem o nouă finală. Aoleu. Mi-e foarte greu cu perspectiva să înțeleg. Știi că trebuie să pui să fie drept ecranul. Nu știu, gen să privești drept în față ca să mergi drept. E un pic ciudat, dar voi probabil v-ați obișnuit și știți perfect cum să jucați. Probabil dacă v-aș pune pe calculator să jucați și n-a jucat niciodată, v-ați simți la fel. Mamă, la varaș, o să fie greu. O să fie greu. De ce nu-mi dă un elimination ceva? Hai. Opa, vezi că m-am dus bine. Respectele mele! Ai, ai, ai. Ok. Aparent, aici e mult mai greu să fac schema. Hai înapoi, prietene. Bun. Nu vreau să pierd nicio secundă importantă. Al naiba. No! Bine, mă, bravo. Bravo mie, prieteni. Ok, hai. No! Bă, da, am un ghinion fenomenal. Lasă-mă să ajung și eu aici, te rog, mersi. Vine lava acum și mă ia. Wow, wow, wow. Asta și voiam să fac. Ok, hai, hai că se poate. Bă, ce fac, mă? Bine, bă, ridică-te odată. Ne poate. Bine, mă. Aolo. Nu pot să cred că am câștigat pe telefon, ne poate. Nociv 2.0 has won the game. Ia uite-l. Fericitul, bă. Bun, tare, tare. Deci ăsta cât a fost al doilea meci pe care l-am jucat și l-am și câștigat deja. Avem una bucată coroană. Lasă-mă cu oferta asta că nu o cumpăr momentan. O voi cumpăra eu, dar ai răbdare. Hai să vedem un Commoner Better cu numele Nociv 2. Chiar așa se numește un băiat. Dacă vă întrebați de la ce episod... Ia, ia! Legendară? Era fain. Dacă vă întrebați de la ce episod citesc, de la am luat coroana numărul 100 în Stumble Guys. De la episodul acesta citesc. Bun, mai avem ceva? Hai, poate, poate mai luăm o legendară azi. Da, mai avem aici un Commoner Better. Să vedem un nume. Ștefan Fiscan. Hai, Ștefane, adune legendara din Commoner Better. Bucătarul roșu! Mă, cum era? Wow, era tare să fi luat bucătarul roșu din Commoner Better. Ia, bucătarul roșu. Și numele Ramona Iorcescu. Cum era, bă, să iau bucătarul roșu? La cât m-am chinuit cu el. Ninja Low Epic Duplicate. Nice, convert. Ok, asta e destul de bine. Când ne-a aplicat duplicate. Mai avem încă câteva. Să terminăm Stumble Pass-ul. Ioan Bogdan Moldovan. Hai, barbașane, adune legendara. Hai că da. Avem un uncommon. Ok, bun. Încă un commoner better și numele Mia Pavaluța și Mariana Martinaș. Sau Martinas. Hai, vloggerul. Nu, nu, legendara. Bă, ce tare era. Ce tare era, prieteni. Și cred că asta a fost totul cu Stumble Pass-ul. Din câte putem... Ba da, ia, mai e unul. Opa. Rareș Oancea, adune noroc. Rareș. Rareș, Rareșică, hai cu norocul. Epica. Ne pică Epica, nu, ne pică extraterestru. Let's go, vezi că e fain. Și rar, tare, tare. Bun, mai în stânga nu mai avem nimic. Ok.
Avem 33 Stumble Tokens, ciu-ciu, că n-avem suficient. Bun, hai să vedem cu ce skin mai jucăm noi acum. Hai și cu ăsta, cu scheletul roșu, dacă tot îl avem legendar. Nice, Oshang! Astăzi am consumat 20 de lei pe episod, ceea ce eu zic că e decent. Să vedem dacă vă place și băgăm mai mulți bani, promit. Ia, ia! Tilefal! Așa se citește dacă nu știați. Jucăm un Tilefal cu nociv 2.0. Ia vezi aici, 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 eu știu! O știu, mă, când o zic, o știu și acum aici. Nu mă mai... am vrut să zic că nu mă mai duc, că nu mă mai calific, dar... se pare că tot m-am dus. Ia vezi. Tilefal! Wow! Nu-i bine aici, prieteni? Știu eu. Dacă aveam pumnul, ce pumn în cap le dădeam? Yay! Calificarea! Yay! Nice! Hai că poate, poate mai luăm încă o coroană. Cine știe? Doamne ajută cu încă o coroană să vină Nocivanu în acest episod. Ok. Vreau fotbal. Vreau să văd cum e fotbalul de pe telefon. Haide! Dă-ne un socer! 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 Hai mă, dă-ne socerul, că știu că asta ne dai. Și ne dă iar în finală botbeș, parcă văd. Că de nu spamează botbeșul. Ai, ai, ai. Haide și... fotbal! Ba nu! Over and under. Ok. O să fie destul de challenging pentru mine de pe telefon. Dar încercăm, prieteni. Hai să vedem. Ok, mă duc bine momentan, mă duc foarte bine momentan. Extraordinar de bine momentan. No! Foarte prost momentan. Oh. Doamne, eu nu pot să țin telefonul ăsta, mă, cum trebuie. Doamne, ajută-mă. Nu, că nu sunt în stare să sar acolo. Nu, efectiv. La chestiile astea super precise nu sunt în stare, din păcate. Ok. Ok. Măcar ne calificăm. Deci dacă era aici finala, lasă-mă că învăț eu încet, încet. Și că aici dacă te chinui, poți sări ca lumea, dar eu nu pot. Poți sări direct pe aia, știi? Nu cred că mă calific. Mă, de ce n-am răbdare, mă? Ok, deci, când iese asta, eu trebuie să sar. După aia sar pe asta, după aia pe aia. Și pe aia m-am dus. Dar ce să vezi? Prea târziu! Oh my god! Am înțeles și la over and under acolo, trebuie să aștept să iasă prima. Când iese prima, se duce a doua înapoi și e momentul perfect să sari pe toate. Din nou un Tilefal, bă! Ok, s-o cam dus acolo programul nostru. Nu știu care a fost treaba, ia să vedem, ne mai calificăm. Nu, cred că ne mai calificăm noi aici, că până am reparat totul, m-am și dus. Sau? Ia vezi, mă, un loc special pentru Nocivanu, mulțumesc. Cred că am apăsat eu prea tare pe mufă sau ceva. Trebuie să am grijă. Am încercat să conectez mirroring-ul prin Wi-Fi, dar n-a mers, nu știu de ce, în fine. Și până la urma urmei l-am băgat prin cablu. Și acum, na, dacă apăs ca disperatul pe cablu, vă dați seama că se întâmplă chestii. Ok, ia să vedem, avem Cannon Climb, prieteni dragi. Reușim noi să ne calificăm sau șalată? Ok. Bun, măcar m-am dus mai departe. Acum frumos ne ducem noi pe aici prin lateral. N-avem... wow! Măcar erau șansele să mă bage sub pământ. Nu pot să cred, efectiv nu pot să cred. Am mai încercat și o schemă, dar degeaba. Oh my god! Măcar erau, mă, șansele. Iar reușesc aici? Hai că am reușit dacă e. V-am zis, nu sunt în stare încă să mă coordonez, să mă duc drept. Asta e faza. Păi cum nu m-am calificat, mă? Ok, Stumble Guys-ul pe telefon mă enervează. Știu, înțeleg de ce nu m-am calificat. Pentru că eu chiar dacă am intrat primul în zona de calificare, n-am atins primul pământul. Adică te califici doar dacă atingi pământul. Eu eram în aer, mai bine mergeam efectiv în față. Wow, 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 ce nervi. Dar măcar oricum am luat azi o coroană, prieteni. Așa că mă pot declara mulțumit. De ce nu? Frumos aici.
Hai mă, că încet, încet prind ideea. Ia să vedem. Aici, sincer, mai bine nici nu sar de pe telefon. Ma, bă, dă-te, bă, lasă-mă. M-o țintit intenționat. Ce-a fost aia? Las că mai bine sar totuși. Ok, ok, ok. Bum. Bum, bum. Aici trebuie să avem grijă. Ok. Bine. Frumos, mă, al doilea m-am calificat. Respect. Încep să învăț. Hai să vedem dacă luăm a doua coroană pe ziua de astăzi și a șasea de pe cont. Îmi place că am prins numele ăsta, chiar mă simt bine cu el. Poate era mai bine să-l fi luat pe principal, sincer, dar n-ai. Poate chiar pot să fac switch-ul între ele, dar nu cred că mai fac acum. Bun, hai să vedem ce hartă ne dă. Ia. Paint Splash. Vreau o hartă de elimination, ceva la Valent sau nu știu. Hai cu Paint Splash-ul. Ia, sunt în stare pe Paint Splash, mă? Sunt chiar curios. A, mai bine ți-l-a deschis? Sau ce să înțeleg? Am înțeles. Și tu poți să-l dai, bă. Păi are logică. Și vezi că știi și când ai cooldown. Wow, vezi că-i fain de pe telefon. Tare. Mă, da. Frumos. Vezi că acum are logică. Deci poți să deschide la și să... Dar era fain dacă rămânea tot timpul. Dacă puteai să-l pui să rămână tot timpul pe telefon. Însă măcar așa știi dacă ai cooldown sau nu. Interesant. Bun, ne-am calificat în a treia rundă, practic în finală. Mă bucur, încet, încet încep să învăț tainele telefonului. Dacă mai știți scheme pe care le puteți face doar pe telefon. Adică nu, practic să nu le știu eu, că înainte jucam doar pe PC. Să mi le spuneți. Că poate sunt niște tehnici, nu știu. Știți voi mai bine. Și avem, prieteni, o finală. Hai să vedem El Finalos. Care-i treaba în finala noastră, dragă și scumpă? Dăm ceva elimination, te rog, te rog, te rog. Hai. Nu Space Race, come on. Asta e grea. Ok, oare pot să văd unde e finish-ul? Nu, cred că pot să văd. Ne. Ok. Bun, hai că m-am dus bine. Perfect, respectele mele. Respectele mele. Oh my. Păi o să fie loviți acolo. Sau? Ba da. Deci am avut mare noroc că am făcut așa. Woohoo! Ce-mi place. Încercăm una nefăcută. Ebeleaua, că știu și el. Mamă, ce-o joc. Mamă, ce-o joc. Eu și Money Clan. Mamă, s-a dus primul. Nu te duc pe mijloc. E, mă duc pe dreapta atunci. Ebeleaua. Bine, mă! Let's go! Ce-mi place, mă! Bine, mă! A doua coroană pentru Nocivanu pe telefon. Tare, tare, tare. Bine, așa ți-a de pe cont, dar ați înțeles ideea. Mă, ce mă bucur. Ce mi-i place, ce mi-i place. Hai să mai dăm un match cu Mr. Stumblebot. De ce nu? Să vedem. Am început să mă descurc. Ia să vedem, la pivot push. Ce mi se pare mie un pic mai greu pe telefon, îi să merg în linie perfect dreaptă, știi? Pentru că, na, e destul de complicat, de ce să ne mințim. Frumos m-am băgat acolo. Ia vezi că-s pe capul ăsta. Și eu am pățit-o. Ok. Și a... Măi! Ce Dumnezeu s-a întâmplat acolo? What? Da, asta ziceam. Deci aici mi se pare deja greu. Mai bine mă duc prin mijloc. Ok. Frumos aici. Woohoo! Calificarea! Yay! Tare, tare. Și avem de a face cu o semifinală pe harta Icy Heights. Cum ar fi? Sau Blockdash, ba, aș vrea un Blockdash. O să fie interesant pe telefon Blockdash.
Hai să vedem și Bodbeș, ce bloc deci. Ce asemănătoare sunt astea în denumire. Ok, aici n-ar trebui să-mi fie chiar atât de greu, sincer. Mamă, ce fain, te poți roti de pe telefon. Asta mi s-a părut super interesant tot timpul. Poți să faci nebunia asta. Tare. Ok, hai să încercăm să ne uităm de sus, că asta e schema. Bă, eu nici n-am văzut-o pe aia. What? Vă jur că n-am văzut gărgărița roșie. Ok, încă unul trebuie eliminat și sperăm să nu fiu eu. Bine, mă, la limită. Mamă, dar au mai aruncat încă 10 oameni acolo. Ok, m-am calificat. Respectele mele. Pentru mine, bineînțeles. Cine se mai laudă singur? Aolo. Mi se pare destul de... Mamă, Blockdash. Deci Botbay și Blockdash în finală. Mi se pare destul de tare pe telefon. Chiar mă prinde. Hai să vedem. Ce-mi place să mă rotez, mă. No! Wow, titirezu! Ok, hai să plângem. Ok. Acum vreau să am pregătit piciorul. Sunt chiar curios dacă pot câștiga pe bloc de aici de pe telefon. E destul de greuț. Titirezu! Ok, hai să vedem. Eu v-am zis că aici mă pierd eu. Nu pot să merg efectiv în linie dreaptă, prieteni. De pe telefon. Asta mă bate pe mine. Da, de asta l-am câștigat. Nu pot. Când e vorba să merg în linie dreaptă, mai bine intram prin alunecare, sincer. Mă pierd acolo, pentru că trebuie să țin eu camera perfect, drept, de pe mouse. În fine, ați înțeles ideea. Vă mulțumesc pentru vizionare, like-ul blană, mi-a plăcut. O să mai jucăm, o să obținem mai multe coroane. Încep să învăț să merg și drept. Doamne ajută. Sper că v-a plăcut și vouă. Am reușit să cumpărăm tot Stumble Pass-ul astăzi pe episod și v-am zis, dacă se strâng foarte, foarte multe like-uri, prieteni, vreo 5.000 acolo așa, o să cumpărăm oferta asta de 50 de lei. Toate cele bune, vă salut cu respect și pa, pa!